ședința ordinară de astăzi. Consiliul Județean a fost legal constituit prin dispoziția numărul 227 din 23.06.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 31 în sală, 4 online. 31 în sală, 4 sunt online. Asta înseamnă 35. O singură absență, da? A, păi spune corect, 36. La ședință a fost invitată doamna președintă Oana Chelaru, apoi doamna Crișmaru Natasha Gabriela, director GEP, doamna Ardeleanu Lenuța, director SPJD și directorii șefi de servicii din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată, în data de 20.06.2022. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, adaptată prin hotărârea Consiliului Județean, adoptată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 109 din 28.05.2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2022. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul secțiunii de funcționare a județului Bacău pentru acoperirea deficitului de lichiditate pentru aeroportul internațional George Enescu Bacău și pentru restituirea către bugetul de stat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a aeroportului internațional George Enescu Bacău pe anul 2022 și estimări pentru 2023-2024. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de transport pentru prestarea serviciului public de transport persoane pe unele trasee cuprinse în programul județean de transport 2004-2022. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 45 din 23.02.2022 pentru utilizarea unor sume din Fondul de Întreținere, Locuire și Dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2022. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 87 de metri pătrați din zona drumului județean DG241, situat în stat Glăvănești, Comuna Glăvănești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea Societății Naționale de Gaz, RomGaz S.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, refacere zona afectată de calamități de la kilometru 2 plus 435 de pe drumul agricol Scărișoara Rogoaza, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea rândării actuale a localităților județului Bacău la serviciile publice, comunitare, locale de evidența persoanelor, ca urmare a înființării și avizării funcționării serviciului public, comunitar, local de evidența persoanelor Filipești. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului extinderea sistemului integrat de management a deșeurilor din județul Bacău în perioada 2020-2023. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021 cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 7/2021 privind desemnarea unui membru în Comisia de Contestații privind orientarea școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Conform articolului 135, aliniatul 6 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, scot de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre înscris la punctul 11
Punctul 11, vi-l citesc ca să știți despre ce este vorba. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice și a cofinanțării proiectului extindere sistem integrat de management a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Motivul scoaterii de pe ordinea de zi reprezintă, în primul rând, faptul că a ajuns foarte târziu proiectul și nu s-a putut analiza în amănunt propunerile consultantului. Ca atare, pentru a analiza mai bine acest proiect și studiu de fezabilitate care presupune, pe de o parte, o cofinanțare importantă din bugetul Consiliului Județean, mi s-a părut corect și principial să-l scoate de pe ordinea de zi și să-l adoptăm într-o ședință ulterioară. De asemenea, mai fac o modificare, propun, așa cum am spus înainte de a începe ședința, propun ca punctul 13 de pe ordinea de zi să devină punctul 2 de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Ca atare, făcând aceste amendamente, supun la vot propunerile pe care le am inițial și evident ordinea de zi așa cum v-am citit. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu modificările, cu amendamentele pe care le-am făcut. Vă mulțumesc. Atare dau citire în continuare domnul... Avem suplimentare? Da, avem suplimentare. Supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect, motivat de faptul că în conformitate cu prevederile articolului 5, aliniatul 4, teza 2 din anexă la ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrație numărul 1054/1027/2022 pentru acordarea ajutorului de stat este necesară să se aprobe prin hotărârea Consiliului Județean până pe data de 30 iunie 2022 acordarea ajutorului, costurile eligibile pe care urmează să le finanțeze prin subvenții alocate de la bugetul județului, precum și calendarul de efectuare de plăți. Punctul la care se referă de suplimentare este proiectul de hotărâre, se suplimentează proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat sub formă de sprijin financiar pentru susținerea activității Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă cauzate de criza generată de pandemia COVID-19. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. La suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Astfel, la punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului Cătălin Sandu, șeful de serviciu administrației publice locale din cadrul Direcției Județene și Administrației Publice. Vă rog, domnul Cătălin. Mulțumesc. În conformitate cu prevederile articolului 243 aliniatul 1 litera M din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, informez Consiliului Județean cu privire la aplicabilitatea articolului 228 aliniatul 2, aliniatul 3, aliniatul 4 și aliniatul 5 din același act normativ, conform cărora, în executarea funcției, Consiliul Județean a aflat una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la aliniatul 1 al acelui articol are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează de mod obligator în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru vorbul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alineatului 1 sunt lovite de nulitate absolută în condițiile legii 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alineatului 1
și legislația în materie, de exemplu, conflictul de interese, constituie abatere disciplinară și se sancționează cu primarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. La punctul 1, din ordinea... O secundă. Dacă tot am schimbat ordinea, întâi trebuia citit procesul verbal, dar nu e problemă. Totuși ar trebui, nu e nicio problemă dacă vă anunțați incompatibilitățile acum, eventuale incompatibilități acum, le notăm și după aia trecem pe ordinea de zi. Așa ca urmare vă rog să vă anunțați cine nu participă în ședință la, și la ce puncte. Vă rog, doamna consilier, doamna inspector Geam, vă rog. Da. Apoi domnul consilier județean Droiman. La fel, punctul 2. Punctul 2, punctul 13 deveni punctul 2. Și eu. La punctul 7. La punctul 6. Ilian, transport. Domnul consilier. La punctul 6. Da. Domnul Marco? Da, să aveți? Nu? Bine. Bine. Da. În continuare o să prezinte domnul Sandu punctul 1 de pe ordine de zi. Potrivit prevederilor articolului 182 alineatul 4, corobarat cu articolul 138 alineatul 5, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrative teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată al Consiliului Județean Bacău din data de 20.06.2022. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Procesul verbal din data de cu numărul 109 din data de 28.05.2020 mă scuzați 20.06.2022 a fost aprobat. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Vă rog să vă pregătiți să ne conectăm pentru că trecem pe proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 7 din 2021 privind desemnarea unui membru în Comisia de Contestații privind orientarea școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Ca atare o să vă rog să vă faceți propunerile pe grupuri de partid. O să o iau fără să țin cont de ordine de precădere din partea dreaptă. Grupul USR, avem propuneri? Grupul PMP, avem propuneri? Grupul Pro-România, avem propuneri? Grupul PSD, avem propuneri? Îl propun pe domnul Prabăt Silviu din partea grupului PSD. Vă mulțumesc. Grupul PNL, aveți propuneri? Da, domnule președinte, propunem pe domnul consilier Masică. Are cine? Necesară, a fost de Da, vă mulțumesc. Grupul ALDE, nu? Mulțumesc. Sper că n-am... Deci s-au consemnat două propuneri. Domnul consilier județean Marcu din partea grupului PNL și domnul consilier județean Silviu Pravăț. La tehnic. Acum, domnul, scrie imediat. Un minut.
Ați dat drumul, da? Eu n-am primit nimic. Ați luat... A primit toată lumea invitația la... Eu n-am primit. Eu nu. Suntem mai departe noi decât ajungem mai greu. Doamne, e Garmin, nu-i mai transmite. Păi numai noi, e Garmin... Și domnul e Droiman. Și Melinte, nici Melinte n-a primit. Suntem mai departe și ajungem mai greu. N-a ajuns. Nu am primit nimic. Nici domnul Pamfil. Și doi nu au intrat în... Și doi. Adică eu cu domnul... Noi doi, n-am... Nu putem reva? Nu, nu. Lăsați-l doar, da. Avem vor, noi doi. A fost... Nu. Ca urmare, domnul consilier județean Silviu Prabăț va face parte din comisie, comisia de contestații, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc. Putem ieși, da? Da. Vă rog să ieșiți toți din sesiune ca să putem continua ședința fără gruiate. Da, doamna m-a spus să răspundă că e rămâi conectat și... Și n-am votat, mă. Haideți să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 109 din 28.05.2020. Dacă avem avizele favorabile de la comisii, aș supune la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Vă rog, domnul consilier județean. Dar termenul de monografie, așa parcă nu cred că are conotația de fapt la ce s-ar vrea prin acest punct. Mai ales de exemplu de situația actuală. Eu cred că trebuie să tratăm foarte serios asemenea puncte. Că vorbim de acolo, suntem rate inclusiv din demorate mai multe exigenți care să prezintă de critic care pot să aibă anumite consecințe în actuala situație. Eu cred că trebuie să tratăm foarte serios acest subiect. Chiar propun ca în ședințele următoare să avem o discuție specială. Mă refer la infrastructurile care sunt prezente în respectiva monografie. Adică cred că nici n-ar trebui să-i spune monografie, că spune monografie e la ceva istoric. Cred că problematica este actuală și propunerea este să avem o ședință specială pentru asta, mai ales dacă ați urmărit ultimele decizii NATO, în care flancul este că va fi suplimentat și din câte știu eu pe România s-ar putea să crească undeva la 40.000 de soldați ai răsutași. Și lucrurile amat-o împreună cu Statele Unite. Noi suntem aici chiar flancul este.
De aia, acest punct sau această problematică mai degrabă și propun să o tratăm foarte serios și să avem și o ședință specială. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul consilier județean. Am să fac eu câteva precizări, să vă răspund la ceea ce dumneavoastră ați ridicat ca și problemă. Știți, noi nu putem să ne raportăm decât la lege în momentul când facem propuneri și denumirea, monografie a județului Bacău, să știți că e un termen consacrat, plus că dacă ați fost atent și ați citit referatul de aprobare, acolo scrie că modificăm o hotărâre inițială cu titlul monografie, plus că acest studiu, ca să vă răspund la partea a doua, sau ceea ce s-a realizat, ce modificăm acum, se face pe baza colaborării cu structura STPS-ul din cadrul Administrației Naționale Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Noi nu putem să fim mai specialiști decât cei care sunt specialiști acolo, care se ocupă de legea 447, dacă nu mă înșel. Și ca atare, modificările respective sunt în consonanță cu ceea ce au solicitat dânsii și cu serviciul nostru din cadrul direcției tehnice din Consiliul Județean. Mod evident, noi nu putem să intrăm într-un amănunt în zona respectivă, pentru că sunt și anumite zona de infrastructură critică, aveți dreptate, este extrem de sensibilă, dar n-am făcut decât să actualizăm acea monografie în contextul actual, la solicitarea dânșilor. Da, domnule președinte, poate cu asta trebuia să încep, este cineva prezent de la una din instituțiile care le-ați pomenit? Nu, nu este prezent. Chiar așa. E o singură instituție, nu e Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Deci chiar așa, până la o eventuală ședință, să avem o întâlnire și cu ei și să vedem și poziția că lucrurile sunt într-o dinamică de interes. Deci vreau să vă spun un lucru, haideți să lămurim, da? Dacă vreți să intrăm în amănunt, nicio problemă. Uitați, deci cu ce se actualizează monografia județului cu anexa 3, surse de apă potabile și industrială, și cred că este necesară, fondul forestier, rețele rutiere, lucrări de artă, fiecare pe anexă, stație radio TV, stație radio releu, structuri de comunicații poștale, unități de cazare și alimentație publică, care sunt, evident, că sunt extrem de importante, unități de asistență medicală, fondul de adăpostire și sistemul forțelor de protecție civilă în situații de urgență. Noi să știți că avem o colaborare. Chiar lucrăm foarte bine pe zona de ISU și avem în lucru anumite investiții cu ISU. Tot ceea ce v-am citit aici nu face decât să actualizeze hotărârea din 2020 referitor la monografie. Cred că pe titlu v-am răspuns și v-am răspuns și oarecum în amănunt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă vreți, putem să facem, ca să nu monopolizăm ședința, putem să facem o întâlnire cu STPS-ul să vă dea anumite amănunte. Aveți de plinul drept de a intra în subiectul respectiv. Da, eu nu vreau să fac precizarea că chiar toți vreau să sunt infrastructuri finice și trebuie tratate ca... Fără nicio problemă. Am înțeles. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. O să trecem pe punctul 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Dacă sunt avize, dacă avizele sunt pozitive de la comisii? Sunt avize favorabile. Da? Vă mulțumesc. Dacă nu, sunt intervenții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentat la mapă.
Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 4 de pe punctul 5 de pe ordinea de zi, privind proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul secțiunii de funcționare a județului Bacău pentru acoperirea deficitului de lichiditate pentru regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău și pentru restituirea către bugetul de stat. Avem aviz favorabil? Avizele sunt favorabile. Intervenții? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 6 de pe ordinea, 6 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Regiei Autonome Aeroportului Internațional George Enescu Bacău pe anul 2022 și estimări pentru 2023-2024. Avem avize favorabile la... Dacă avem avize favorabile la proiect, intervenții, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentat. Vă rog, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de transport pentru prestarea serviciului public de transport persoane pe unele trasee cuprinse în programul județean de transport 2014-2022. Aici am să fac, dacă nu sunt intervenții din partea noastră pe marginea acestui proiect, vreau să țineți cont de incompatibilitățile declarate, posibilitățile de incompatibilități declarate. La... Dați-mi și mie hotărârea. Da, suntești, da? Am să fac un amendament la acest proiect. Am să vă spun și de ce. La punctul... Fac următorul amendament. Se modifică articolul 1... Punctul 2, numărul 8, pe traseu, numărul 8, Bacău-Filipeni, de la valoarea de 12 lei pe călătorie, la valoarea de 14 lei pe călătorie, fac următorul amendament. Bacău-Filipeni-Fruntești, așa se numește traseu, din eroare s-a trecut doar Bacău-Filipeni. Deci Bacău, Filipeni, Fruntești. Ăsta este amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc, amendamentul a fost aprobat. Ca atare, o să supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat de dumneavoastră. Supun la vot proiectul de hotărâre amendat. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Așteptăm și Da. Avem și online-ul. Da. Cred că e unanimitate. În unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Din eroare, evident că schimbând ordinea de zi, am sărit peste proiectul important privind bugetul. Deși l-am citit, cred. Da. L-am votat, nu? Deci nu sunteți atenți. Comisia tehnică. Am votat două pe aeroport. Corect. Deci n-am greșit cu nimic, domnul Sandu. Comisia tehnică să revizuiască. Punctul 8. Deci sunteți un pic, veți niște apă. Punctul 8 de pe ordinea de zi.
proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 45 din 23.02.2022 pentru utilizarea unor sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2022. Dacă avem avize favorabile, domnul Sandu? Este la toate proiectele. Avize favorabile. Da? Intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul a fost aprobat în forma în care v-a fost prezentat. La punctul 9 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 87 de metri pătrați din zona drumului județean DG241, situat în sat Glăvănești, comuna Glăvănești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea RomGaz S.A. Dacă avem avize favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 10 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții, refacere zona afectată de calamități de la kilometru 2 la kilometru 435 de pe drumul agricol Scărișoara Rogoaza, comuna Corbasca, județul Bacău. Avem aviz favorabil de la comisie, intervenții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a localităților județul Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor ca urmare a înființării și avizării funcționării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Filipești. Dacă avem aviz favorabil, intervenții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 12 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de... Nu, mă scuzați. A fost retras. Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021, cu modificările ulterioare. Avem aviz favorabil, dacă nu sunt intervenții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 de pe ordinea de zi, se prezintă... Nu, a fost ultimul. Da, a fost ultimul proiect. Da. Noi puteam să mai votăm în continuare. Da. Stimați colegi, avem pe ordinea de zi suplimentară, mi-ați făcut programul foarte bine, avem pe ordinea de zi suplimentară referatul, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat sub formă de sprijin financiar pentru susținerea activității Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă cauzate de criza generată de pandemie COVID-19. Dacă sunt avize favorabile de la Comisia Economică și de la celălalt, da? Intervenții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Da, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. În unanimitate. Ordinea de zi a fost epuizată. Vreau doar să fac o mică completare. O să facem o extraordinară, respectând termenele legale de 3 zile, cu o serie de asocieri, atât mai ales pe domeniul social.
Eu propun undeva, sper să avem documentația pregătită, pentru că a durat, am avut și în dezbatere publică, plus că durează și mai avem câteva lucruri care țin de anumite termine, undeva în data 11-12 iulie, dacă reușim. De asta am zis să vedem. O să vă anunț din timp, vedem cum stăm cu prezența, să avem forum. Eu cred că sunt niște proiecte importante, știuți și o parte dumneavoastră aveți pregătit pentru concediu, eventual să încercăm să găsim o soluție legală, să participăm online. Dar sunt proiecte importante care chiar vreau să le aveți în vedere, o să vi le pun la dispoziție din timp, să le puteți citi și să aveți eventuale intervenții pe ele dacă sunt necesare. În rest, dacă nu, vă doresc o săptămână ușoară, cea mai rămas din ea, și vă mulțumesc pentru prezență.